Petrecerea încă nu a început, dar s-au deschis ușile și băieții au venit în bucătăria fetelor împreună cu acestea și cu mamele. Cred că este pentru prima dată când se face o astfel de primire și nu în living. Probabil mai sunt de făcut câteva aranjamente sau nu știu. Roberto vorbea cu fata cea nouă, Giulia, și îi explica faptul că are de ales dacă va dori să beneficieze de acel premiu de la Tascul Cătușelor cu film și dormit sau dacă își va alege o persoană la date. Andrei stătea cu Simona și cu Andreea pentru că ea nu mai are acum parteneră și îi țin și ei companie. Sabrina și Dima stăteau și ei îmbrățișați, pupăcioși, la fel și Cătălina cu Vlad. Și Bogdan cu Irina erau împreună. Să înțelegem că s-au lămurit toate problemele dintre ei și sunt ok acum. Așteptăm cu toții să înceapă petrecerea.